Salutare! Astăzi vă voi prezenta o super aventură pe Comja, care a început bine cu o căzătură zdravână. Ideea este că am vrut să filmez un video pentru Instagram pe pantea asta super abruptă și cu mulți bolovani. După cum veți vedea imediat, mi-am dat drumul prea tare, ceea ce a dus normal la o căzătură. Vreau să vă arăt filmarea needitată să vă puteți da seama cam ce viteză am avut, iar după aceea o să vă pun și filmarea cu zoom și cu slow motion să vedeți exact cum am căzut. În această filmare cu slow motion se poate vedea foarte bine inerția bicicletei de a merge în stânga și eu de a merge după ea. Prima dată am reușit să o recuperez și să o pun înapoi pe transă, doar că a doua oară nu am mai reușit, mi s-a blocat roata, am zburat peste ghidon și bicicleta peste mine. Aceasta a fost căzătura, m-am lovit tare la spate și la mână, doar că de la adrenalina pe care o aveam în acel moment, nu mi-am dat seama că dacă voi coborâ pe bicicletă până jos, îmi voi face mai rău. Partea mai tehnică. Dacă de abrupt e pe aici. Noroc cu cauciucurile. Cum se poate observa, după căzătură am stat câteva minute pe jos, iar după ce am început să cobor. Într-adevăr, mă doream mâna și spatele, dar nu aveam ce să fac pentru că Comja este cel mai înalt deal din Sein, iar eu căzând pe prima pantă aveam foarte mult de mers până acasă, așa că varianta de a merge pe jos a căzut direct. Pentru a urca pe Comja cu mașina ai nevoie de un jeep bun, așa că și varianta de a chema pe cineva după mine căzuse. Mă, ce mă dor când mă zguduie așa bicicleta. Ce bine era să pot da și eu drumul un pic la frâne. Dubla 2 la căzătură. Impactul puternic eram amorțit destul de tare, așa că cu chin cuva am reușit să cobor. Îmi și place că în filmare nici nu se vede perfect cum cad, doar se aude, pentru că am apucat să iau curba și nu mă mai vedeam. Oricum ați văzut că aveam viteză mare pe pietre.
și na, s-a întâmplat. Într-un final am ajuns acasă, de unde am mers direct la spital pentru că mă doream mâna foarte rău, iar de aici încolo nu mai are rost să vă povestesc. Ideea este că acest sport este destul de periculos și vă recomand tuturor să purtați cască, armură și genunchiere. De data aceasta am avut noroc cu ele. Iar până data viitoare, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un bun buton, subscribe. Eu v-am pupat, la revedere!